Sâmbătă 12 martie au avut loc meciurile etape 15 a 15-a seriei 1-a Ligia 3 de fotbal. În cadrul acestei runde, echipa SCM Petrotub a evoluat în deplasare de la ora 15 pe terenul echipei CS Panciu. La fel ca și în tur când i-au dominat pe vrâncen pe toată durata partidei, așa au stat lucrurile și în partida de sâmbătă, doar că spre deosebire de meciul din Turc când elevii antrenorului Gabriel Țapu au fructificat 3 dintre ocaziile avute, de această dată tabela a consemnat un singur gol. Unicul marcat a fost Sorin Duciuc în minutul 59 al partidei, care a marcat cu capul din careu după o recentrare perfectă servită de Daniel Marin în urma unei faze fixe. După rezultatul de egalitate obținut etapa trecută acasă cu Olimpia Râmnicu-Sărat, SCM Petrotub se află la a șasea partidă consecutivă fără înfrângere și revine pe ultima treaptă a podiumului seriei. Etapa viitoare, SCM Petrotub are pauză, urmând a evolua din nou în deplasare peste două săptămâni la CSM Pașcani.